Polițiști din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu s-au înarmat cu 500 de pliante informative și au mers în piața centrală din municipiu. Pentru că în următoarea perioadă majoritatea giurgiuvenilor vor alege să meargă în vacanță, oamenii legii le-au oferit recomandări pentru evitarea victimizării. Mai exact, scopul acțiunii l-a constituit prevenirea furturilor din locuințe. La nivelul județului Giurgiu, campania se desfășoară în municipiul Giurgiu și orașele Bolentin, Vale și Mihăilești. Cu această ocazie, polițiștii din cadrul Biroului de Analize și Prevenirea Criminalității, împreună cu compartimentul Poliției de Proximitate din cadrul Poliției municipiului Giurgiu, au derulat o campanie de informare în rândul cetățenilor din municipiul Giurgiu. Au fost distribuite pliante cu recomandări pentru a-și asigura bunurile din locuință și de a nu permite accesul persoanelor străine să pătrundă în locuință. Activitatea s-a bucurat de atenția giurgiuvenilor care au interacționat cu polițiștii de prevenire și s-au arătat extrem de interesați de informațiile furnizate. În paralel, au fost organizate întâlniri cu cetățenii din mediul rural și din orașele Bolintin Vale și Mihăilești.